Bună seara, dragi telespectatori! Suntem din nou împreună în emisiunea Copii, Părinți, Profesori. În data de 3 decembrie am sărbătorit Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități. Pentru aceasta am invitat alături de mine pe Monica Ionele, interpret limbaj micogestual și unul dintre beneficiarii filialei din județul nostru, Maria Boncuț. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și bine te-am găsit! Mă bucur că ai răspuns invitației noastre. Bună seara, Maria! Bună seara! Mulțumesc de invitație! Monica, spune-ne, te rog frumos, tu lucrezi în Asociația Națională a Surzilor pe filiala Alba Iulia, da? Da. Ce ne poți spune despre filiala asta? Filiala Alba Iulia apără interesele persoanelor cu dizabilități și încearcă să promoveze interesele, grijile persoanelor cu dizabilități din județul Alba. Noi, pe plan local, avem mai mulți membri, aproape 120 de persoane integrate la filiala Alba Iulia și împreună încercăm să facem viața mai frumoasă în ciuda problemelor lor de sănătate. 120 de persoane înscrise în filială. Se știe un număr aproximativ cât sunt în județul nostru? Avem cunoștință că în județul Alba sunt aproape 500 de persoane cu dizabilități surdomute. Ei de ce nu sunt înscriși în filială? Adică de ce aveți 120 de persoane înscrise și restul nu? Restul persoanelor nu vin la noi la asociație, deoarece se descurcă singure să își rezolve unele probleme. Se înțeleg că persoanele care sunt înscrise în filială vin la voi, apelează la ajutorul vostru pentru a le rezolva unele situații în care nu se descurcă și nu au pe cineva lângă ei care să-i ajute. Da, așa este. Persoanele cu dizabilități, cu deficiență de auz, vin la noi la filială pentru orice problemă. Noi îi ajutăm la poliție, de exemplu, la judecătorie, la bancă, orice fel de problemă, de împrumut sau rate la bancă, vin la noi și îi ajutăm. În orice fel de problemă, de sănătate, la medic, orice fel de medic, noi îi ajutăm. Am înțeles. Maria este unul dintre beneficiarii filialei, da? Da, este. Maria este, da. Și Maria este din Alba Iulia, să înțeleg? Da. Maria e din Alba Iulia, da. În familia ei, amândoi sunt cu această dizabilitate? Da. Maria este persoană cu deficiență de auz, la fel și soțul ei. La fel și fetița. Au un copilaș și fetița de 5 ani, are aceeași dizabilitate ca și ei. Fetița ar avea vreo șansă să audă sau cel puțin mama sau tata ar putea să audă sau aud ceva, cât de cât poartă aparat? Mama și tata nu aud. Fetița ar avea o șansă dacă părinții ar vrea să o opereze.
Putem să o întrebăm pe mama fetiței dacă vrea să îi facă această operație. Operația constă într-un implant cochlear care o va ajuta pe fetiță să audă în viitor. Mama spune că a reușit printr-un aparat mai nou, mai performant, dar discutăm de operație, de operație. Tu vrei să-i faci operație? Mama nu vrea, e sceptică când vorbim despre operație. Nu vrei, spune că e periculos. Spune că e periculos și mama și tata optează pentru aparat auditiv. Este mai ușor pentru fetiță. Este mai ușor, probabil și mai puțin costisitor un aparat decât un implant. Dar îi folosește aparatul la ceva? Aude? Spune că e bun aparatul, aude fetița. Spune că aude puțin, de aceea părinții au optat să o înscrie la o grădiniță normală. Normală, vorbim de persoane care aud. Părinții n-au fost de acord să o dea pe fetiță la o școală specială. Părinții vor să învețe aici în oraș. Nu vor să se despartă de fetiță, să o dea la altă școală specială. Ce înseamnă școală specială pentru astfel de copii? Școala specială înseamnă că acolo se predă limbaj mimicogestual, special pentru copii cu probleme de auz. Ei, copiii, învață la aceste școli speciale, învață alfabetul, învață semnele. Profesorii le predă acestor copii în semne, în limbaj mimicogestual. Ei, copiii, stau la școala specială, rămân la internat. Dorm, mănâncă acolo. Asta înseamnă că sunt despărțiți de familie. Unde sunt școli de acest gen? Școlile speciale sunt mai multe în România. De exemplu, avem școli speciale la Cluj, Craiova, București, Pitești. Sunt școli, la fel sunt grădinițe. Grădinițe avem la București. Maria spune că dacă s-ar înființa în Alba Iulia o școală pentru copii special, ar da-o cu plăcere. Dar așa să se despartă de ea, să o dea la o școală în alt oraș, nu vrea. Nu vrea. Ca să se înființeze o școală la noi în județ, cred că ar presupune foarte multe complicații, nu? Bănuiesc că copiii ar fi puțini. Sunt puțini copii în județul Alba pentru o școală. Orașul este mic și nu. Și atunci acești părinți trebuie să-și ducă copiii la o școală în alt județ, unde se lase în timpul săptămânii, da, de lunea până vinerea, într-un cămin. Asta, da, însemnând la 6 ani copilul să fie plecat de acasă. La 6 ani sau mai devreme, dacă optezi pentru grădiniță. Dacă mergi și la grădiniță. Da, bănuiesc că cei care sunt pentru grădiniță merg doar cei aproape de București, acolo unde este. Ca și vârstă de la 3 ani, 4 ani să-l departe de casă, nu cred că se... Mă gândesc eu acum, ca și Maria,
cum zicea, că nu și-ar da copilul mai departe. Unde a făcut ea școala? Școala a făcut-o la Alba Iulia, la școala numărul 2, școala generală. Profesională, a făcut școala profesională la liceu numărul 4, tot în Alba Iulia. Și atâta, atâta e pregătirea ei. Tata? Apoi s-a angajat la croitorie. Tata, tata, tata fetiței, soțul tău. Soțul ei a făcut școala la Craiova, școala specială pentru persoane. A stat 12 ani departe de familie, a stat singur în internat. Părinții au optat pentru această școală. Dar ea, dacă tu ai putut să faci școala aici, vrei și pentru fetița ta să rămână aici, aproape de tine. Spune că școala normală are un viitor are mai multe posibilități pentru fetița ei. Da, e adevărat. Școala îi oferă mai multe oportunități, școala normală Dar cum se de auzitori. integrează, fetița dacă nu aude deloc într-o clasă de copii normali, fără nicio dizabilitate? Un pic este greu, atât pentru fetiță, cât și pentru familie. Dar trebuie să continue. Ei luptă în continuare pentru fetița lor ca să aibă un viitor, la fel cum ea a făcut școala și a putut să facă, și ea fiind persoană surdă, cum ea a putut, o să poată și fetița ei. Aș vrea să o întreb ce-i povestește fetița de la grădiniță, cum este primită în grupă. Se joacă activități ce face? Are foarte multe activități, jocuri cu păpuși, dansează, limba engleză, face limba engleză cât se pricepe ea. Educatoarele sunt foarte mulțumite de fetiță. Directoarea este foarte drăguță, a acceptat-o în colectivul grădiniței. La grădinița unde merge fetița este și logoped care o ajută să înceapă să vorbească. Zicea că dansează. Da. Dacă nu aude, cum poate să danseze? Ei au dezvoltat, dacă nu aud, dacă nu auzi, ați dezvoltat alte simțuri. Simt bătăile muzicii, simt mai bine decât noi. Foarte interesant. Și se descurcă, se descurcă la dans, se descurcă. Da, merge. Îi place dansul. Îi place să scrie, place să deseneze. Îi place matematica. Place matematica, da. Cum o primesc copiii? Cum o acceptă colegii? Da. Nu vine Acum ca supărată, nu vine supărată de la grădiniță că unul, fiind totuși grupa mare, un copil poate să îi zică orice. Îi place, n-a venit niciodată cu... Vrea la școală, s-a plictisit.
Spune că se plictisește la grădiniță și vrea să meargă la școală. Colegii se joacă frumos. Cu colegii se joacă frumos, se înțeleg. Spune-mi, te rog frumos, Monica, ei, beneficiari ai filialei Asociației Naționale a Surzilor, ce beneficii au din partea statului? Persoanele cu deficiență de auz primesc un ajutor financiar care se numește indemnizație de persoană cu handicap, plus primesc bilete de drum, foi de drum le numim noi, auto și CFR. Din partea asociației, noi le oferim, facem diferite activități cu ei. De exemplu, facem începând cu prima lună a anului, facem adunarea generală. Ne întâlnim, discutăm, comunicăm și pe toți îi anunțăm ce s-a făcut, ce s-a reușit în anul anterior. Apoi, în februarie facem ziua îndrăgostiților, îndrăgostiți. În martie facem ziua femeii, 8 martie. Și așa continuăm și fiecare lună a anului avem câte o activitate. Pentru copii, 1 iunie le oferim pachete. Avem ajutor din partea primăriei, din partea unor firme de pe plan local care ne ajută în demersurile noastre. Avem activități naționale, fotbal pentru sportivi. Facem anul viitor, o să avem o activitate care se numește artă fotografică. O să avem invitați din toată țara. Mai facem carnaval, facem Halloween. Foarte frumos. Da. E foarte bine că persoanele acestea beneficiază și ele de aceleași activități, se marchează aceeași activitate în specificul lor. Da, aia spuneam că filiala încearcă să-i integreze în societatea noastră. Ai întâlnit cazuri în care, știu eu, probleme pentru ei, că nu se pot acomoda sau cineva nu vrea să-i angajeze, că bănuiesc că și lucrează. Deci au acel ajutor, dar am înțeles că unii chiar lucrează. Probleme sunt, e adevărat, probleme sunt cu angajarea. Majoritatea firmelor nu au răbdare să le explice, să îi învețe. Da, e adevărat, sunt probleme. Mai avem probleme la medicii de familie care nu au răbdare să le explice. Da, sunt probleme, sunt. Acum, un medic de familie, dacă ar trebui să explice, ar trebui să explice prin semnele pe care le folosești tu, nu? Și la medicul de familie eu merg împreună cu persoana surdă, dar medicul nu are răbdare ca eu să-i traduc persoanei ce spune medicul. Interesant. Da, medicul alege să discute cu mine, eu încerc să-i spun că nu eu am probleme, că pacientul dânsului are probleme. Da, sunt probleme. Spune-mi, în filiala din Alba, sunt mai multe persoane ca tine care fac chestia asta? Adică se duc cu beneficiarii în anumite locuri și pot să traducă prin semne. Nu, eu sunt singura în județul Alba.
cu autorizație de interpret. Sunt singura care mă descurc și cu semne. Persoana surdă mă înțelege pe mine și la felul, la rândul meu, eu înțeleg persoana surdă ce spune și ulterior eu să traduc. Cred că e destul de greu și pentru tine să faci față la toți cei care sunt înscriși, fiind singura persoană care... Nu este greu pentru că îmi fac un program zilnic și îi programez în caz că intervine vreo urgență, ajut urgența, dar programul nostru zilnic se merge după o agendă. Am înțeles. Ziceai de medicul de familie, eu văzusem un reportaj la televizor, tot așa o familie, soț și soție, ajunsese la spital, la urgențe și stătea vreo 6-7 ore cu mâna ruptă pentru că nu venise nimeni să-i facă nimic, nu se putea înțelege. Mă gândesc că ar trebui prin spitale în general sau în instituțiile mari să existe câte un interpret care să fie acolo în cazul în care apare ceva. Da, e adevărat, ai dreptate, Vasilica. Trebuie să existe și legea, într-un fel, îi obligă să aibă interpret autorizat. În lipsa acestui interpret, ei trebuie să aibă contract de colaborare cu filiala noastră. Dar fi mai ușor ca în spital să existe un interpret, pentru că totuși sunt 500 și ceva de persoane fără auz, da? Și decât să te sune pe tine, dacă ar fi acolo persoana respectivă și vine o urgență, știu eu, dintr-o zonă de munte, este acolo, acolo persoana lor, o sună, o contactează și se pot înțelege. Da. Așa ar trebui să aștepte câteva ore până când vor lua legătura cu filiala, până vor lua legătura cu tine într-o situație de genul ăsta. Da, e adevărat, dar asta tot trebuie eliberat un loc, un post ca să angajeze interpret doar pentru așa ceva. Nu știu dacă vreo instituție își permite să plătească, să facă o persoană doar interpretariat. Păi ar trebui... Din punctul meu de vedere, Asociația Națională a Surzilor ar trebui să ia măsuri, da? Și în fiecare județ, cel puțin, măcar în spital să existe așa ceva. Da. Pentru că până la urmă un accident, un eveniment de genul acesta se poate întâmpla noaptea, în toiul nopții, și atunci cum vor lua legătura cu tine? Că până la urmă fiecare are și familia lui, nu? Ar fi mai simplu să existe așa ceva. Da, vorbim de spital, vorbim de poliție și alte instituții unde intervin vrem nu vrem situații, urgențe. Exact. Și fiind singura pe județul, da, Alba, mi se pare destul de complicat. Spunem referitor la școală. În școlile speciale pe care ei le au, în județele de care ai pomenit anterior, programa lor, cum este? Bănuiesc că este structurată. Programa școlilor speciale este cam la fel cu a noastră, cu a copiilor normali. Examenele sunt la fel. Sunt la fel. E adevărat, nu-i corect. Deci vor da același examen, da, ca și mine, care termin, da, clasa a 8-a, examenul de capacitate și pe urmă bacalauratul la fel. Da, la fel spune și Maria. La fel sunt examenele. Bacalauratul, capacitatea, clasa a 8-a, la fel. Da, da.
La fel și la facultate, da. Sunt la Deși fel. ei învață, din câte am înțeles eu, după o programă, ai zis că aproximativ la fel. Da. Dar dacă ne gândim că majoritatea se pregătesc suplimentar pentru ceea ce înseamnă un examen, îți dai seama că ei sunt în dezavantaj. Sunt pentru că nu reușesc să treacă examenele. Capacitatea, apoi examenul de bacalaureat. Este greu pentru ei. Spre ce se orientează persoanele cu această deficiență în viitorul lor? Se orientează către meserii care nu, unde nu trebuie să-și folosească vocea, inteligența, ca să spun așa, IT, deci ei merg pe IT, sau meserii, tâmplar, electrician sau instalator. Deci pe meserii, ei se axează pe meserii. Majoritatea tâmplari. Care este meseria ei? Croitorie. Croitorie, da. Dar chiar și aici întâmpinăm probleme în angajare. Acolo sunt nu probleme. Cred că ar trebui să fie, pentru că stă la o masă, nu? Are o mașină de cusut și știe, dacă știe ce are de făcut, ar trebui să fie în regulă. Păi, da. Dar, oricum, oricât ar învăța și la școală, tot are nevoie de un maestru și la croitorie ca să-i arate ce trebuie să facă. Și nu există răbdare. Da. Deci aici ajungem la ceea ce înseamnă omul din ziua de astăzi, da. Angajatorul din ziua de astăzi. Pentru că toate merg la foc continuu, să facem cât mai mult, toată lumea intră în stres și o alergătură de nu mai scăpăm de ea și atunci nu există răbdare să te explicăm, să învățăm. Deși cred că ei născându-se cu această deficiență și-ar face acea meserie mult mai bine ca unul care o face doar pentru că urmase o facultate, un liceu, o școală profesională. Are înclinații mult mai... Chiar dacă vorbim despre înclinație, dar ei pot să învețe. Deci orice se poate învăța. Deci ar trebui să facem apel către angajatori, să aibă răbdare, da. Să le explice, să le arate ca ei să-și poată învăța meseria. Evident că lucrează pentru că au nevoie de a-și întreține o casă. Acel felic, ajutor, sigur. Bănuiesc că este destul de mic. Da. Dacă își trimite copilul la o școală, în Cluj, spre exemplu, Cluj sau în Sibiu este? Da, este. Este în Cluj sau în Sibiu, că sunt cele mai aproape de noi. Cine suportă toate cheltuielile? Maria spune că statul plătește șederea copilului la școala specială, plus îi ia o mică parte din acea indemnizație de persoană cu handicap care se împarte în buget complementar și ajutor de persoană cu handicap. Acel buget complementar este mic, merge către școală. Restul plătește statul. Am înțeles. Oricum, pentru ei, cred că este o cheltuială în plus să mergi la fiecare sfârșit de săptămână să-ți iei copilul acasă. Da, este cheltuială. Și atunci, da. Evident, că ar avea nevoie să mai și lucreze, da. Ca să-și mărească veniturile. Aș vrea să întrebăm pe Maria, cum vede ea viitorul fetei, că acum este la grădiniță, într-o școală, ținând cont de faptul că ea
a făcut o școală normală. Cât de greu i-a fost ei? Prima dată i-a fost greu, dar s-a obișnuit, a avut ajutor din partea colegilor, din partea profesorilor. Ea a fost o fată, este o persoană cu minte așezată. Da, i-a fost greu. Acum, cum vezi tu viitorul fetei tale? Ce crezi tu că se va întâmpla în viitor pentru Rebecca? Da, trebuie să luptăm. Da, vrea să rămână în grija ei. Da. Vrea să învețe și să fie deșteaptă tot pentru viitorul ei. Acum vedem dacă se poate integra și într-o școală normală. Dar cum o poate ea ajuta ca mamă acasă, în ceea ce privesc activitățile de la școală? La grădiniță, de exemplu, fac activități, tu acasă, cum o ajuți? Trebuie să repeți și acasă. Și cum? Ce faceți voi acasă? Dar cum o ajuți tu? Poți să o ajuți? Ea încearcă să o ajute. Da. Mai este ajutată și de părinții Mariei. Asta vreau să zic, că părinții ei au aceeași deficiență? Nu, părinții Mariei sunt persoane normale, care au. Atunci, evident că ei, i-a fost un pic mai ușor, pentru că părinții ei auzeau ceea ce se întâmplă, deci clar, ei aud, da. Așa, pe când ei ca și părinți nu beneficiază de acest lucru. Dar e ajutată de părinți. E ajutată de părinți. La grădiniță, la serbările fetiței, merge bunica. Merg bunicii. Merge bunica, da. Da, la sfârșit de săptămână, de vinerea până duminica, de obicei, o lasă la bunici ca să o ajute tot la logopedie, ca să vorbească mai simplu. Dar dacă nu aude? Citește pe buze. Da. Da. Dacă îi se vorbește mai clar, cu gura mai deschisă și mai rar, foarte rar, înțelege. Ei majoritatea, ei vorbesc de persoanele de surde, înțeleg, deci citesc pe buze. Deci ceea ce spun eu, chiar dacă nu mă aude și nu știu să-i gesticulez, ea înțelege în mare parte. Da, de pe buze, da. Da, foarte interesant, pentru că, exact cum spuneam, nu toată lumea deține aceste abilități, ei au niște simțuri mai speciale. Rebecca este o fetiță norocoasă pentru că are pe bunici aproape. Să ne spună un pic, eu am devenit așa curioasă, pe timpul sarcinii ei sau după ce a născut. Acum suntem mame, da, și știm ce înseamnă să nu dormi noaptea din cauza copilului sau dormi cu frică ca să-l auzi. Cum s-a descurcat ea? Un an de zile au stat împreună cu părinții, cu bunicii, cu bunicii. Ești până la vârsta de un an? Da. Părinții care aud, și atunci ei au ajutat-o. Apoi s-au obișnuit cu programul fetei și s-au mutat la casa lor. Te obișnuiești cu programul copilului, dar
nu se întâmplă ca noaptea să, știu eu, să scoată niște sunete, să pățească ceva. Nu era teamă că s-ar trezi, nu știu. A avut aparat special pentru vibrații. El ținea supernă noaptea și fetița, dacă plângea, acel aparat vibrează. Știi că avem și noi stațiile pentru copilași. Noi vedem că luminează și așa auzim. Da. Dar acel aparat a ei vibra. Spunea că l-a cumpărat din Austria, un aparat special destinat persoanelor cu deficiență de auz, care vibra doar, și atunci dacă intervenea vreo problemă noaptea, se trezea. Da, a fost greu până s-a obișnuit. Până s-a obișnuit la casa ei. Casa ta singură, trebuia să. Spune acum. Că acum nu mai are nevoie de aparat, se trezește, e mare deja. Ce probleme, cu ce probleme se confruntă Maria în viața de zi cu zi? Ea s-a obișnuit cu viața asta și se descurcă. Maria e un caz, ești o persoană fericită. Tu vorbești un pic și te poate înțelege, te poate înțelege lumea. Ea e un caz fericit. Celelalte persoane care nu se pot înțelege cu persoanele auzitoare apelează la noi. Și eu, ca și interpret, merg cu el. Altfel, probleme, ea se descurcă. O persoană fericită. Probabil că și făcând școala într-o școală normală, o prind și curaj, a fost destul de bine integrată în societatea de aici și atunci nu are emoții că nu s-ar descurca într-un anumit loc. Și bănuiesc că același lucru și-l dorește și pentru copila ei. Da. Spune că e de acord și chiar așa este. Chiar așa este. Ce? S-a ocupat mult de fată. Da, se ocupă mult și o duce la logopedie, la grădinița, a luptat mult ca să fie integrată în grădiniță. Nu că nu au vrut educatoarele sau directoarea, dar fetiței a fost greu, foarte greu, pentru că nu aude, obișnuită cu mama acasă 3 ani de zile, i-a fost greu, dar a luptat, s-a ocupat de ea și cu pași mici, eu sper să reușească. Este, întâmpină o problemă la logopedie, iar vrea mai multe exerciții de logopedie, face o dată pe săptămână. Mama ar vrea de mai multe ori, dar sunt puțini logopezi în orașul Alba Iulia și sunt foarte ocupați. Mai sunt și alți copii care au nevoie de exerciții de logopedie. Și atunci nu. Dar acel logoped știe să vorbească în limbajul lor? Nu. Logopedul face exerciții de logopedie cu fetița. Fetița înțelege. Fetița este citește. Deșteaptă, da, și citește pe buze. Nu are nevoie de semne. Nu.
Și mama asta luptă ca să ca fetița să vorbească din ce în ce mai bine, să învețe și semne, pentru că trebuie să înțeleagă cu mama, cu tata, dar cel mai important e să vorbească, da, ca să reușească la școală. Mie mi-este foarte greu să-mi închipui o astfel de situație, să vorbești fără să auzi ce este în jur. Adică citesc pe buze, ok, zic ce am înțeles, dar nu mă aud ce am zis. Mie mi se pare destul de complicat. Asta este viața lor. Trebuie să-i ajutăm pe cât posibil. Asta este viața. Nu avem ce face. Important este că ei nu abandonează, Da. da? Și merg mai departe cu încredere. Eu apreciez pe Maria că își dorește foarte mult ca fetița să rămână într-o școală normală. Apreciez și acele cadre didactice care o integrează atât cât pot, că mă gândesc și din punctul de vedere al cadrului didactic că este destul de complicat. Sunt copii cu tot felul de probleme, dar în momentul în care nu auzi, sau poate sunt copii fără vedere, acolo iarăși este o situație dificilă. Da, este. Sunt probleme, e adevărat, dar și ei sunt oameni, trebuie să-i acceptăm așa cum sunt. Sigur că da. Ce și-ar dori Maria, sau de un, nici nu știu, zicea că probleme nu prea are, că se descurcă. Ce dorințe ar avea ea pentru ea și pentru fetița ei, care să-i se împlinească? Să rămână o familie unită și își dorește tot binele, tot binele Ce pentru inclinație are ei, Rebecca? sănătate. Îi place foarte mult să deseneze. Îi place să nuate. Merge la not? Îi place apa, dar nu merge. Nu merge. Îi plac animale. O duce la lecții de not? Nu. Nu-i Din ce place la cauză? lecții. E prea mică, spune. De la 5 ani poate să meargă la bazin. La bazinul olimpic, de la 5 ani, 5 ani și jumătate se iau copiii. Spune că încearcă la anul, la vară. Eu sunt convinsă că la Maria ți-e frică puțin. Da, ei e frică să-și dea fetița la not. Soțul ei știe să nuate. Spune că au acasă piscină în curte și îi place fetiței să stea în apă. Face ceva activități extrașcolare, adică după ce vine de la grădiniță, în afară de a fi cu mama acasă. Spune că nu duce decât la logopedie și în rest acasă. Acasă ele împreună și apoi la bunici, după ce termină bunica serviciu, la bunici. Da. Alte activități cu copii. Au La prieteni, școală. au fetița are prieteni cu aceeași deficiență sau au prieteni cu
care aud. Da, toți prietenii lor sunt persoane surde. Da, e greu. Rebecca are prieteni, surzi sau auzitori. Și cum se înțeleg copiii cu ea? Cum se înțeleg copiii? Doar se joacă, nu vorbesc. Se joacă. Acum vezi tu că între copii ei se înțeleg la joc. Ba și o jucărie, ba alta, nu trebuie neapărat să comunice la vârsta așa mică. Sigur. Tu ai avut de-a face cu astfel de persoane. Vezi vreo diferență între ei și noi? Sau între copiii lor și copiii noștri? Ca și dezvoltare, zic. Acum, ok, am înțeles, nu aude. Dar la modul în care se dezvoltă el. Nu pot să spun că există diferențe. Acum, după cum vedem, cu toții arată la fel ca noi, doar diferențe de vocabular. În limbajul semnelor nu există cuvinte de legătură. La fel le e greu să înțeleagă. De exemplu, la judecătorie, la tribunal, sunt cuvinte mai speciale și atunci lor le este greu să înțeleagă. Atunci mergem noi ca și interpret și îi ajutăm ca să înțeleagă. Dacă ei fac școală, înseamnă că ar trebui să știe să scrie. Da. Crezi că unii, sau mă gândesc eu, că unii se descurcă scriind, adică transmit ceea ce vor prin a scrie. Fac așa ceva? Ei știu să citească și să scrie, doar că mesajele lor sunt greu de înțeles. Sunt mai greu de înțeles. Ei nu comunică ca și noi, nu au continuitate în discurs. Se exprimă mai greu. Da, dar dacă am avea răbdare să citim, să... Că acum mă gândesc la cei care sunt plecați, adică nu sunt în Alba Iulia, Abrut, Câmpeni, oricare altă zonă, zonă de munte, da? Deci nu o să vină la tine să te ducă din Alba în zona respectivă pentru o problemă, știu eu, în spital, la poliție, la tribunalul de nu știu unde. Bine, acum la tribunal, da, cum ai zis, că sunt grele, sunt foarte greoaie cuvintele de acolo. Și mă gândesc că ar putea, dacă ar scrie, la o bancă, spre exemplu, le scrie mesajul pe hârtie și atunci doamnele probabil că ar înțelege. Da, la bancă, ce pot să spun, e mai simplu. Poate să-i scrie, vreau să fac un împrumut bancar. Bun, merge la spital. Da. Ajunge la spital și ar putea să îi scrie. Și la spital se pot descurca. Ce poate să întrebe la spital dacă îi face o injecție, să-l întrebe dacă e alergic la acel medicament. Mulți nici nu știu dacă sunt alergici sau nu. Dacă pot să fie alergici, poate n-au avut de a face cu acel medicament. De-aia trebuie să existe în orice instituție un interpret. Altfel comunicăm noi interpreții decât o altă persoană. Altfel. Da, normal, pentru că voi știți semnele cu care ei sunt învățați. Și atunci ar fi mult mai simplu pentru toată lumea, s-ar face o legătură directă între ceea ce își dorește pacientul sau... Mă gândesc că dacă toți s-ar aduna și ar solicita asociației naționale acest lucru, crezi că nu ar fi posibil să existe așa ceva? Adică un interpret peste în instituțiile principale.
Ba da, trebuie prima dată, trebuie făcut curs. Asta, trebuie făcut o școală, să existe o școală de profesori în limbaj mimico-gestual și acea școală să instruiască mai multe persoane ca să fie în fiecare instituție, în fiecare oraș, să existe un interpret. Fără școală nu. Fără școală nu. Atât școală cât și practică. Dar Practica este foarte importantă. ei cum învață semnele? Deci, cum le învață de mici? La școală, la școală, la grădiniță. Maria a Cum ai făcut învățat școală semnele? normală. Cum? Tu, cum ai învățat semnele? Prietenii. De la prieteni. Tot așa, întâlnindu-se cu alți surzi, comunicare, prin comunicare învață, învață. Deci este importantă și comunicarea lor, la fel Da, ca și comunicarea sigur, noastră. sigur. La 19 ani, spune Maria că ea a învățat semnele. Fiind mică, citea doar pe buzele părinților. Semne nu știa. La 19 ani, întâlnindu-se cu alți surzi, că acum la 19 ani se mai plimbă și ei. Și de la unul de la altul a învățat semne. Copiii născuți surzi din familie de surzi învață de la părinți, de la părinți, încetul cu încetul, cuvânt cu cuvânt, apă, arată paharul de apă, îi arată semnul la apă. Orice, deci cu pași mici învață. Altfel nu au cum. Nu i-a fost greu ca la 19 ani, deci până la 19 ani comunica destul de greu cu cei din jur și abia după 19 ani să învețe limbajul. I-a fost foarte greu, i-a fost foarte greu. A început să vină în vizită la Asociația Surzilor. Și venind în vizită, aproape zi de zi, a început să învețe. Ce faceți la filiala din Alba pentru ei? În fiecare joi avem club, vin persoane surde. Se întâlnesc, comunică, discutăm dacă există probleme, îi ajutăm, îi consiliem. În fiecare joi avem deschis clubul și după masa. Sunt persoane care lucrează și atunci după masa pot să vină să discute cu noi la asociație. În restul zilelor din săptămână avem program normal de dimineața până la ora 4 și suntem acolo pentru a-i ajuta. Îi ajutăm ori vin ei la noi la asociație sau îmi trimit mesaj și îmi spun Exact asta vroiam să te ne întreb. întâlnim în oraș la ora cutare, am problemă la medic. Ne întâlnim. Și discutăm. Adică discutăm. Eu traduc ce spune persoana surdă celelalte persoane. Exact asta vreau să te întreb, cum reușesc să iei legătura cu ei, dacă Prin este mesaje, cazul. prin mesaje. Prin mesaje, prin telefon, da. Mă gândesc că acea întâlnire pe care o faceți voi la filială, clar le prinde foarte bine, reușesc să se și cunoască ei între ei. Își aduc și copiii acolo? Da, sigur, sigur. Își aduc copiii. Copiii nu sunt prea mulți. De exemplu, Rebecca, fetița Mariei, dacă vine, se plictisește că nu are alți copilași.
copii surzi care sunt din alte orașe aproape de Alba Iulia și nu reușesc să vină în fiecare joi la filială. Unde avem în județul nostru puncte de lucru? Avem filială la Alba Iulia plus o grupă la Aiud. Atât. Atât avem în județul Alba. Și celelalte localități? Celelalte localități vin în oraș. Vin în oraș. Aveți solicitări de sus, de sus, eu zic de sus, de la munte, că din zona respectivă vin eu, din celelalte orașe ale județului, Cea mai departe, să localități. spun așa, a fost Zlatna. În Zlatna. Am avut o beneficiară care a născut și a trebuit să o ajutăm cu actele pentru indemnizație. Deci Zlatna a fost cea mai departe. Mai încolo nu. Nu. Toți care au nevoie de ajutor vin la Alba Iulia. Vin ei și vă Da, vin solicită. ei, vin ei. Maria, aș întreba-o pe Maria, dacă, nu știu cum să mă exprim, că probabil am și eu emoții când vorbesc cu astfel de persoane, pentru că mă gândesc că eu sunt o norocoasă, că aud, că văd, că nu am o astfel de problemă. Gândindu-mă și la copila ei, la fel, mă consider o norocoasă că fetița mea nu are nimic. Mi-ar face plăcere ca peste câțiva ani să aud că Rebecca, fetița ei, reușește să vorbească și poate că se gândește într-un final să-și facă acel transplant de care vorbeam la începutul emisiunii, pentru că este vorba de viitorul copilului. Ai putea măcar să iei în calcul că acel aparat poate că nu ajută foarte mult. Adevărat. Dar Maria spune că e copii. adevărat, acel implant cochlear o ajută mai bine pentru a auzi, dar există riscuri și la acea operație. Are cumva legătură cu creierul și se poate întâmpla să se ivească probleme, paralizie. Vorbim de paralizie. Unele activități nu le poate face din cauza acelui implant. O lovitură cu mingea. Copiii se joacă cu mingea frecvent. E foarte periculos o lovitură spune că nu poate mereu, mereu să o țină ca într-un glob de sticlă. Trebuie să o lase să se joace cu copiii. De aceea nu ia în calcul Nu e acea acel variantă. implant. Nu. Am înțeles. Și la schimbări de temperatură. Da, ea știe că are dureri de cap, fetița, din cauza acelui implant. Monica, dacă din punctul tău de vedere al asistentului social, că până la urmă la Da. bază este Da. meseria de asistent social, să facem un rezumat la toată discuția de astăzi și te-aș întreba ce ai face tu pentru ei, pentru aceste persoane. Eu în fiecare zi mă trezesc și încerc să-mi pun în ordine agenda zilnică și vreau să fac cât mai multe pentru persoanele surde.
dar, din păcate, nu depinde de mine. Nu totul depinde de mine. Eu ce ține de puterea mea, eu îi ajut și niciodată nu am spus nu niciunuia dintre ei. Niciodată. I-am ajutat, am stat și peste programul meu, că am și eu un program, pe serviciul meu, am și eu un program. Am stat și peste program. Sâmbetele, duminicile, când facem activități, eu vin la activități. N-am spus niciodată nu. Doar ca să fie alături de ei? Da, și să-i ajut, că trebuie ajutați chiar și la birou. Sunt probleme la calculator, la imprimantă, unde ei nu se descurcă. Și atunci îi ajut. Mă bucur foarte mult că ești alături de ei în orice moment. Sunt niște oameni care au nevoie. Ce aș putea să spun decât să ne bucurăm că noi nu avem aceste probleme? Vă mulțumesc frumos pentru invitația, pentru că ați participat în emisiunea Copii, Părinți, Profesori. Și vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Iar pe dumneavoastră, dragi telespectatori, vă așteptăm săptămâna viitoare. La revedere!